Salutare tuturor, aici Lus Paul și bine v-am regăsit la un nou video cu unboxing and review. În acest material vom vorbi despre iPad 11 inch Pro generația a doua, modelul 2020 și Apple Pencil, da, acest creion tehnologic digital cu care putem lucra pe acest iPad. Ideea este că sunt o mulțime de astfel de materiale cu unboxing and review despre această tabletă și acest creion pencil, cum doriți să-l numiți, pe internet și cu siguranță vă puteți uita la ele ca să vedeți exact care sunt specificațiile tehnice și ce face această jucărie să fie destul de interesantă. Dar în acest material m-am gândit să vă arăt ce face acest iPad din perspectiva fotografilor. Eu ca fotograf, chiar dacă în timpul pandemiei am stat mai mult timp pe acasă și bineînțeles n-am avut nevoie de foarte multă portabilitate când a venit vorba de jucăriile cu care lucrez, evident, m-am gândit că poate în 2021 și bineînțeles în 2022 lucrurile se vor dezgheța puțin și poate ne vom extinde și aria de serviciu, de job în domeniul fotografiei, așa că m-am gândit să achiziționez un iPad Pro ca să vedem dacă cel puțin o parte din workflow-ul meu de fotograf se poate muta pe iPad. Ideea este că, deși folosesc un MacBook Pro 2018 și am vorbit despre el și în alte videouri, care am făcut și un review despre el, m-am gândit că poate am nevoie de o jucărie puțin mai mică și mai ușoară, da, pe care să o iau tot timpul cu mine. În trecut am încercat acest experiment încă o dată când mi-am achiziționat un iPad Air 2. Asta se întâmpla undeva în anul 2017 și atunci am încercat să vedem dacă pot edita rapid fotografii pe teren, desigur pe care să le descarde pe cardul de memorie, să le editez în Lightroom Mobile și așa mai departe. Din păcate, experimentul a eșuat atunci, deoarece tehnologia încă nu era suficient de avansată și nu din perspectivă hardware, ci pur și simplu pentru faptul că nici optimizarea din interiorul iOS-ului nu era cea mai potrivită pentru acest job și desigur nici Lightroom Mobile nu era foarte avansat pentru că era doar la primele versiuni. Așa că a venit anul 2021 și o să testez iPad-ul 2020, da? Să vedem dacă pentru aceeași treabă pot să îl folosesc cu succes. M-am gândit să vă fac acest video deoarece probabil sunteți unii dintre voi începători care sunt foarte indeciși în a își achiziționa un PC sau un laptop. Desigur, probabil că nu v-ați gândit să achiziționați o tabletă, dar s-ar putea să o luați în calcul având în vedere că cel puțin această tabletă și la costul de achiziție nu are un preț extraordinar de mare. După care s-ar putea ca unii dintre voi să fie bloggeri care au nevoie să scrie text și desigur să facă și fotografii pe care să le editeze rapid și cu siguranță foarte mulți dintre voi sunteți oameni care au tangență cu online-ul și s-ar putea ca munca pe o tabletă, dacă îndeplinește destul de multe atribuții din ce poți face pe un laptop, s-ar putea să fie mult mai rapidă și mult mai ușoară. Așa că la cât de avansată este tehnologia în ziua de astăzi, dacă îți cumperi un aparat foto sau pur și simplu chiar un telefon cu o cameră foto foarte performantă, s-ar putea să nu mai ai nevoie de un laptop, deoarece acest iPad evident are foarte multe accesorii pe care le puteți evident achiziționa separat, cum ar fi tastatură și multe alte lucruri de genul acesta, ca să vă faceți toată treaba pe care o făceați pe un PC sau pe un laptop. Bun, nu vă mai țin foarte mult cu vorba, o să trecem la partea de unboxing, să vedem ce se află în această cutie, să vedem cum se prezintă acest iPad din 2020 și desigur o să îl punem la treabă să vedem dacă ne putem descurca noi ca fotografi cu o astfel de jucărie. Să începem! Acum o să trecem la partea de unboxing, o să desigilăm prima dată tableta, da, ia să vedem, da, tot timpul îmi place când desigilez produse de la Apple, deoarece există un lucru foarte, foarte interesant și anume, în momentul în care deschidem cutia, mirosul unui produs Apple nou este inconfundabil. Bun, hai să vedem ce avem aici. Da, tableta noastră. Îmi place foarte mult cutia, mi se pare foarte elegantă și faptul că se potrivește perfect iPad-ul aici, fără să fie alte margini, arată foarte bine. Asta este tabletica noastră, da, pe față și pe spate. O să discutăm imediat și partea tehnică a ei. Hai să vedem ce mai este în cutie. Da, avem manualul probabil de instrucțiuni.
Hai să vedem ce se află înăuntru. Da, ne arată cum se folosește tableta și așa mai departe, o mulțime de astfel de lucruri. Da, ok. Și să vedem dacă cei de la Apple ne-au dat stickere de lipit pe mașină. Excelent, da? Avem și treaba asta. După care avem un cablu USB-C la USB-C, după cum pare este destul de scurt. Deci da, este un cablu Lightning, da, care o să fie probabil în viitor și pentru telefoanele iPhone. Și avem încărcătorul nostru, care desigur are câteva specificații tehnice. Probabil că el se poate încărca și telefonul, alte iPad-uri și așa mai departe. Nu intrăm în detalii, le găsiți toate pe internet, da? O să le folosim ca să încărcăm puțin iPad-ul înainte de a-l folosi. Și jucăria noastră pe care o vom scoate din acest sigiliu. Așa, și avem tableta noastră, care la prima vedere arată foarte, foarte bine, este extrem de bine lucrată, chiar dacă toate marginile sunt puțin mai drepte față de precedentele versiuni de iPad. Aceasta seamănă foarte mult cu iPhone 12 sau, mă rog, designul de la iPhone 5, iar partea frumoasă a lucrurilor e că au îmbunătățit la ea foarte multe aspecte generale, și anume faptul că avem 4 difuzoare, da, pe fiecare parte avem câte 2 difuzoare, avem cablul de încărcare care poate fi folosit și pentru accesorii și o să vedeți imediat și treaba asta. Avem 2 camere în spate cu care o să vedem cât de bine ies fotografiile și avem și în față. Câteva detalii tehnice înainte de a o pune la treabă. Am ales acest model care este de 11 inch. El se găsește și în variantă de 12,9, adică puțin mai mare, ceea ce devine aproape cât un MacBook de 13 inch, iar dacă pui și o tastatură suplimentară, s-ar putea să fie chiar la fel de bun ca și un laptop. Eu am ales varianta cu 256, din câte știu capacitatea maximă este de 1 terabyte, dar eu am ales 256 de gigabyte pentru că pentru partea de fotografie mi se pare suficient. Cum vă spuneam și mai devreme legat de iPad Air 2, eu atunci am cumpărat unul cu 128 de gigabyte pentru că era maximul și vă zic sincer, nu am apucat niciodată să-l umplu, deoarece toate fotografiile pe care le-am pus pe el să le editez nu ocupau atât de mulți gigabyte pentru că nu am copiat foarte, foarte multe RAW-uri. Dar cred că 256 este suficient, mai ales că și majoritatea laptopurilor au cam aceeași capacitate. După care această tabletă are și 6 GB de RAM, ceea ce mie mi se pare destul de impresionant, având în vedere că este totuși o tabletă. Deci se apropie foarte, foarte mult de capacitățile unui laptop. O să vedem imediat și cum funcționează ecranul. Și am dat drumul la acest iPad, se pare că bateria este la 79%. Ce am uitat să vă spun e că aici avem butonul cu care putem să o pornim și bineînțeles butoanele de volum. Acum o să trecem la configurarea ei, o să trec foarte rapid în această parte, o să vă arăt așa doar foarte, foarte pe scurt. Acum îmi cere să apropiu telefonul de acest iPad, ia să vedem, da, se pare că am set up new iPad, dau continue și se pare că totul se va configura rapid și iată că s-a deschis iPad-ul, la prima vedere arată absolut impresionantă imaginea pe ecran, da, se mișcă foarte bine, vor trebui făcute anumite setări și așa mai departe, dar ca prima impresie este foarte, foarte frumos. Da, o să-l pun ușor pe masă și o să mergem pe Apple Store ca să descărcăm Lightroom Mobile, ceea ce ne interesează pe noi în momentul de față. Da, dăm un search. Și uite că s-a instalat și Lightroom Mobile. Înainte de a face o operațiune în el, vreau să vă vorbesc despre faptul că această tabletă, având mufă USB-C, da, cu Lightning, adică practic este ca și portul Thunderbolt de pe Mac-uri, adică prin această mufă se poate transfera absolut orice, am observat că se poate folosi și adaptorul de card reader sau de USB-uri sau HDMI și așa mai departe de la MacBook. Acesta este un adaptor
Rosatechi, dar cu mufă USB-C, care evident pe care îl folosesc pentru laptop, dar se poate conecta și la tabletă. Da, o să-l conectăm aici și o să introducem un card de memorie. De asta vă spuneam că iPad Pro-ul mi se pare o versiune bună pentru fotografi în 2020, deoarece pur și simplu te duci doar cu tableta la tine, la eveniment sau ședința foto sau la o cafeluță în oraș, cum îmi place mie să mă duc, scoți cardul de memorie, îl introduci în acest adaptor, care evident trebuie cumpărat separat, după care în partea de jos avem dock-ul, la fel ca și pe un MacBook. Cumva mi se pare că cei de la Apple încearcă să facă o tranziție dinspre macOS, da, care este pe MacBook-uri și pe iMac-uri, spre iOS și invers. Da, deci cumva se împrumută funcționalități, probabil că la un moment dat va fi un singur sistem de operare, dar urmează să vedem asta în viitor. Da, intrăm aici la partea de files, după care vedeți avem Untitled, este exact cardul de memorie, după care intrăm aici și avem toate folderele. O să selectăm un folder, ne uităm la ce imagini avem, după cum vedeți se încarcă destul de repede, acesta este un card de JPEG-uri. Ne putem duce pe iPad și putem crea un nou folder. Să zicem că suntem la un eveniment, da, este 2021, luna a 8-a 20 și o să îl denumim Daria plus Robert, da? Dăm done, intrăm pe el și o să facem un folder care se va numi Brut, da? Exact ca și în videoul pe care l-am făcut despre organizarea fișierelor în PC. Dacă o să folosesc acest iPad în continuare pentru evenimente, o să folosesc acea structură. Dacă vreți să vedeți cum am organizat eu fișierele în PC, găsiți un link în descriere. Avem aici Brut, da? După care o să creăm un nou folder pe care o să-l denumim, așa, să-l punem 2.0, punem edit, da? Sau rezoluție mare sau cum doriți voi. Da? Deci avem două foldere. Practic în momentul în care intrăm pe tabletă și ne ducem, da, să selectăm câteva imagini, dăm de la select, așa, și o să alegem câteva imagini, să zicem aceasta. Da, o să ne ducem să vedem ce mai avem aici, sunt multe imagini, dar evident o să alegem doar 2-3 de dragul experimentului, da, și mai luăm o imagine de aici. O să dăm la More, o să dăm Copy, după care ducem On My iPad, Daria și Robert, Brut și aici o să dăm Paste, da, la fișierele noastre. Ieșim de aici, ne ducem în Lightroom Mobile. După care ne ducem aici, From Files, Daria și Robert, dăm Select, selectăm toate imaginile, după care îi dăm Open, da, și ele vor fi deschise în Lightroom Mobile. Da, după cum puteți vedea, aici avem cele 4 imagini pe care noi le-am importat. Desigur, interfața de Lightroom Mobile probabil că o cunoașteți deja. Dacă nu o cunoașteți, lăsați un comentariu în secțiunea de comentarii și o să fac un video separat pentru Lightroom Mobile. Da, ne ducem să zicem pe această imagine, la partea de preseturi. Aici avem Fill Look 2019, sunt câteva dintre preseturile mele din 2019. Da, și o să merg să aleg unul dintre ele, să zicem acesta sau acesta. Hai să zicem că punem așa, da, și o să facem câteva ajustări rapide, deoarece nu se potrivește foarte bine, și anume prima dată o să mergem la color, da, să modificăm balansul de alb, luăm pipeta, hai să vedem ce ne recomandă, da, e destul de multă magenta, mai scădem puțin, mai lăsăm galbenul înapoi cum era. Având în vedere că este o imagine de tip JPEG, da, evident ajustările nu pot fi cele pe care le facem pe o imagine RAW, dar nu este imposibil, se poate și în Lightroom Mobile, da? Mai aducem puțin galbenul înapoi, după care o să ne ducem pe Color Mix, da, și o să luăm portocaliul nostru și o să îl desaturăm puțin, da, ca să arate imaginea cât de cât, și ne ducem pe albastru, da, să încercăm să-l mai saturăm puțin, dar având în vedere că imaginea JPEG, cum vă spuneam, nu avem foarte multă informație în zona de cer. Da, să zicem că asta ar fi editarea noastră, nu ne complicăm foarte tare.
Mergând la următoarea imagine, din nou o să ne ducem pe preseturi, putem să selectăm cele pe care le avem. Desigur, puteți să cumpărați preseturi de pe internet, ele vor veni sub formă de DNG-uri, adică un fel de fișier RAW cu presetul aplicat. Acela se descarcă în tabletă, după care el va fi salvat, adică o să îl salvați ca și preset de culoare, practic setările făcute pe acel DNG. Bun, mergem mai departe. Hai să alegem un alt preset, să zicem acesta, da, vedem că arată destul de bine, îi dăm done și mergem aici la lumină să vedem dacă îi mai facem ceva, poate din contrast, da, arată destul de bine, hai să zicem highlight-ul un pic mai jos și așa mai departe. După cum vedeți, Lightroom-ul se mișcă foarte, foarte bine, Lightroom-ul mobile se mișcă foarte bine pe această tabletă. Toată lumea știe că Lightroom-ul se mișcă greu pe calculator, dar fiind varianta de mobile, după cum vedeți, este destul de responsiv. Da, și mai luăm încă o fotografie, mai căutăm un alt preset. O să punem ceva foarte aleatoriu, nu contează. Da, ne uităm așa prin ele. Da, dăm done, după care ne ducem la lumină și o mai expunem puțin, încercăm să mai scoatem din shadows și așa mai departe, detail, sharpening și toate celelalte. Ca să exportăm fotografiile, o să le selectăm pe toate, avem varianta de share, putem să le exportăm to camera roll sau to files, da? În camera roll le pune practic în aplicația de Photos care se va sincroniza cu iCloud-ul pe foto și le vom avea și pe telefon și pe alte device-uri, sau le putem pune export to files care le va salva în folder exact în iCloud-ul nostru sub formă de foldere. Și avem aici iCloud Drive sau On My iPad. Dacă le punem în iCloud Drive și avem suficient de mult spațiu, automat le vom avea pe toate device-urile. Dar noi, pentru că am făcut un folder, o să le punem On My iPad. Da, avem Daria și Robert, le punem în Edit și dăm Save. Da, și fotografiile noastre vor fi salvate. Dacă ne ducem aici în Edit, noi o să le avem cele editate, cum ar veni, da, și exportate din Lightroom Mobile, da? Mie mi se pare că se văd destul de bine și chiar dacă poate aveți cazuri în care vă întâlniți cu clienții de-ai voștri, cu viitori miri și doriți să le arătați portofoliul vostru, o tabletă sau un iPad Pro care are un ecran extraordinar de calitativ, să vă ajute să le prezentați cât mai bine marfa, cum ar veni. Bun! Dacă ne întoarcem în Lightroom, avem posibilitatea de a încărca fotografii direct de pe card, adică să nu mai trebuiască să le salvăm în tableta noastră, ci să le luăm direct de pe card. Da? Ne ducem aici. O să mergem la device-ul nostru, da, pe care evident vedeți aici deja începe să încarce fiecare folder, cum v-am arătat mai devreme. Desigur, va dura puțin pentru că el practic trebuie să încarce toate fișierele. Vedeți că pe acest card am foarte, foarte multe fotografii. O să selectez o imagine rapid, o să-i dau import, da, și această imagine va fi copiată. Practic, el va copia această imagine pe iPad-ul nostru și bineînțeles, dacă aveți Lightroom-ul plătit, adică contul de la Adobe plătit, atunci ele se vor actualiza și se vor încărca și în cloud-ul de la Adobe, după care evident pe laptop în varianta de Lightroom, dar nu Lightroom clasic CC, ci Lightroom CC simplu, veți vedea aceste imagini. Da, și la fel, în momentul în care avem fotografia, putem să punem un preset pe ea, da, o să iau ceva rapid de aici, după care o să mergem și o să o ajustăm destul de rapid. Și acum apăsăm în partea de sus ca să-i dăm export to files sau to camera roll, exact cum vă arătam mai devreme. Vă spuneam la începutul acestui video că am achiziționat și un pencil pe care o să îl folosesc tot pentru partea de editare. Desigur, el este mai pretabil pentru cei care vor să deseneze sau să facă lucruri grafice în tot felul de aplicații care sunt probabil de la Apple sau de la alți developeri, dar eu l-am luat pentru a avea o comoditate atunci când editez fotografiile și cu siguranță el va fi foarte, foarte folositor dacă voi dori să fac retuș pe piele. Momentan nu am exersat treaba asta pentru că este primul meu Apple Pencil, dar dacă vi se pare interesant, dacă se poate folosi acest device ca să editez pe tabletă, retușare de față și așa mai departe în Photoshop-ul mobile, atunci lăsați un comentariu și voi face un video separat. Hai să vedem ce face acest device. Da, îl scoatem din cutie, la fel cutia, la fel de bine făcută ca și cea de la iPad și aici avem creionul nostru, da, pe care o să îl și desigilăm. Da, o să îl punem înapoi
Da? L-am luat, este foarte plăcut la atingere, arată foarte bine, încă nu am avut tangență, cum vă spuneam, cu el. Tot ce trebuie să facem ca să împerechem acest creion cu tableta, pur și simplu îl conectăm cu magnetul, ne arată capacitatea lui, a bateriei, după care avem Apple Pencil, dar și va trebui să îi facem setările. Da? Și o să mergem pe Lightroom Mobile cu acest creion. Avem această imagine, o să selectăm unul dintre preseturi. Ia să vedem care ni se pare mai interesant. Da, să zicem presetul acesta. Da, încă nu am foarte mare dexteritate, dar până mă obișnuiesc cu penul. Da, să zicem că l-am selectat, după care evident o să mergem și o să facem ajustările pe care le dorim. Practic ce face acest pen e că ne oferă o mai mare dexteritate, mai ales dacă avem degețele mai groase, da, și dorim să facem lucruri foarte, foarte fine. Desigur, partea interesantă e momentul în care o să lucrăm cu brașul, dar din nou, pentru că este versiunea free de Lightroom, nu putem să aplicăm brașurile. Dar evident, cum vă spuneam, lăsați un comentariu și o să vă fac un video separat cu versiunea full de Lightroom Mobile. O să punem penul înapoi și o să mai aruncăm o scurtă privire pe tabletă. Acum, după ce am testat-o foarte, foarte sumar, da, pentru că este prima impresie, cum a venit un fel de first look, da, cu siguranță o să o testez în timp și o să-mi dau seama dacă într-adevăr este o variantă fezabilă pentru noi ca fotograf. Evident, probabil că o să achiziționez în viitorul apropiat și o husă care are și tastatură, tocmai pentru că aceste trei pinuri, da, pe care se pot conecta mai multe accesorii, fac ca tastatura să arate acest iPad și să-i ofere utilitatea unui laptop, unui MacBook. Cam atât deocamdată, sper că v-a plăcut acest video. Dacă aveți întrebări, lăsați un comentariu. Desigur, nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube pentru mai multe materiale interesante. Eu sunt foarte, foarte entuziasmat de această jucărie și abia aștept să încep să lucrez efectiv cu ea. Eu sunt Iulius Paul, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și vizionare. Până data viitoare, aveți grijă mare de voi și hai să încingem o discuție în comentarii, pentru că așa funcționează engagementul și algoritmul de la YouTube. Toate cele bune, v-am salutat!